Hello, John. Can you hear me? Hello? Hello? Yes, we can hear you. Can you hear me? Yes. Well, let me bring greetings from your brothers and sisters in Musselburgh. Vreau să vă aduc salutul fraților și surorilor din orașul nostru, Musselburgh. It was great to hear the young people singing. Și m-am bucurat mult să-i aud pe tine. Recording in progress. Meeting. Continue. I was looking for Butsu amongst them, but he must have grown old. Îl căutam și pe Butsu printre tineri, dar probabil că el a îmbătrânit. Is somebody going to read from Titus chapter 3 verses 1 to 11? Rugăm un frate să ne citească din Tit capitolul 3 versetele 1 la 11. Adu-le aminte să fie supus stăpânirilor și dregătorilor, să asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați și plini de blândețe față de toți oamenii. Și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, pentru îndurarea Lui prin spălare, naștere din nou și prin înmoirea făcută de Duhul Sfânt, care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca, odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem un nădejde moștenitor ai vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Dar de întrebările nebune, de înșiruirile, de neamuri, de certuri, de cerubăieli privitoare la lege, pereșete, este nefolositoare și zadarnice. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, știind că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Amin. Amin. I can't speak for Romania and Eastern Europe. Nu pot vorbi despre România și Europa de Est. But I think I can speak on behalf of Scotland and Western Europe. Dar cred că pot vorbi despre Scoția și vestul Europei. When I say that as far as many evangelical churches are concerned, evangelism is not always at the top of the agenda. Atunci când spun că în ceea ce privește evangelizarea printre bisericile evanghelice, aceasta nu se află undeva pe primele puncte în agenda lor, în planul lor. The Great Commission, as we understand it, has virtually become the Great Omission. Marea trimitere, după cum o înțelegem noi, a devenit, de fapt, marea omitere. So many churches have become inward looking and there is no outward looking. Așa de multe biserici au început să privească în interior și să nu mai privească în afară, în exterior. We lack passion, compassion and vision. Ne lipsește pasiunea, compasiunea și viziunea. Of course, there are exceptions. Bineînțeles că există și excepții. But generally speaking, we are not as mission-minded as a previous generation were. Dar la modul general, nu mai suntem așa de orientați spre lucrarea de misiune precum au fost generațiile dinainte. We don't see with clarity and urgency the people around us as being lost and on their way to hell. Nu mai vedem cu claritate și cu pricepere că oamenii din jurul nostru sunt pierduți și se îndreaptă spre iad. We're not in the business of taking the gospel to them.
Și noi nu suntem în această lucrare de a duce Evanghelia la oameni. Even although that is what the Lord has commanded us to do. Chiar dacă este lucrul la care ne-a chemat Domnul, lucrul care ni l-a poruncit Domnul să-l facem. Let me remind you what Jesus said. Și permiteți-mi să vă amintesc ce a spus Domnul Iisus. He spoke to his small band of followers at the end of Mark's Gospel and he said, go into all the world and preach the gospel to every creature. La sfârșitul Evangheliei după Marcu, el s-a adresat acelui grup mic de urmași a lui și le-a spus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. In Matthew's Gospel, it's put in a more extended form. În Evanghelia după Matei, porunca este prezentată într-o formă mai dezvoltată, mai extinsă. Jesus said at the end of Matthew 28, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations. Domnul Iisus a spus la sfârșitul Evangheliei după Matei, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. The world and every creature in the world desperately needs to hear the gospel. Lumea și fiecare creatură din lumea aceasta are o nevoie disperată și anume de a auzi Evanghelia. And when referring to the gospel, let's not forget we're thinking of that message that is described as being nothing less than the power of God unto salvation. Și atunci când ne referim la Evanghelie, haideți să nu uităm că ea este descrisă ca fiind puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia. It's nothing short of that. Nu este nimic mai puțin de atât. And the central point, the issue of first importance, the crux of the matter with this gospel is that Christ died for our sins according to the scriptures. He was buried the third day. He rose again according to the scriptures. Și când vorbim despre Evanghelie, punctul central și important este acesta, și anume că Iisus Hristos a murit după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. So what I'm really saying is that this is a message that is Bible-based, Christ-centered and soul-saving. Ceea ce vreau să spun este că acest mesaj este bazat pe Biblie, îl are pe Hristos în centru, și este pentru mântuirea sufletelor. It's a message that everyone in the world desperately needs to hear because everyone in the world has sinned against God. Este un mesaj pe care fiecare om din lume trebuie să-l audă, deoarece fiecare om din lume a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. But having said all that, it has come to my own heart and mind this year on more than one occasion. Dar acestea fiind spuse, în anul acesta, de mai multe ori, în mintea și în inima mea a venit acest gând. That God's people, Christian people, born again people, need to hear this message on a regular basis. Și anume că copiii lui Dumnezeu, creștinii, cei născuți din nou, trebuie să audă mesajul acesta. In other words, as Christians, we need to preach this gospel to ourselves. Cu alte cuvinte, noi ca și creștini trebuie să ne predicăm nouă acest mesaj al Evangheliei. So that we will be utterly gripped by its truth and its power to change lives. Astfel încât noi să fim cuprinși de adevărul lui și de puterea lui de a schimba vieți. We need to hear it again and again and again. Trebuie să auzim acest mesaj din nou, din nou și din nou. To remind us of what Jesus has redeemed us from, what he has redeemed us for, and what he has redeemed us with. Pentru a ne aduce aminte de unde ne-a răscumpărat Domnul Iisus, pentru ce ne-a răscumpărat El și cu ce ne-a răscumpărat El. Because if the gospel doesn't thrill us, we will not want to share it with others. Pentru că dacă Evanghelia nu ne bucură pe noi, atunci nu vom dori să o împărtășim cu alții. And that's really why I want us to look this evening at verses 3 through to 8 in this last chapter of the letter Paul wrote to Titus. Și acesta este motivul pentru care în această seară am vrut să privim la versetele 3 la 8 din ultimul capitol pe care Pavel l-a scris vitit.
And I want us to look at these verses under the title of the gospel as it really is. Și aș vrea să privim acest mesaj sub titlul acesta, Evanghelia așa cum este ea cu adevărat. And I've got 3 points. Și am 3 puncte. Don't be surprised. Nu sunteți surprinși, așa e. The first is this, the past that shames us. Primul punct este acesta, trecutul care ne rușinează. From time to time, it's not a bad thing to remember the pit out of which we have been dug. Din când în când, nu este un lucru rău să ne aducem aminte de groapa din care am fost scoși. To be reminded of that black hole that we lived in before we were converted. Să ne aducem aminte de groapa aceea neagră în care trăiam noi înainte de a fi mântuiți, convertiți. Psalm 40 is one of my favorite psalms. Psalmul 40 este unul din psalmii mei preferați. Let's listen to verses 1 through to 3. Și haideți să ascultăm ce ne spun versetele 1 la 3. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrurile acestea, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. I have been in that horrible and fearful pit. Eu am fost în groapa aceea groaznică și înspăimântătoare. You have been in that pit. Și tu ai fost în groapa aceea. Some of us might still be in that pit as I speak to you at this very moment. Și poate că în momentul acesta în care vă vorbesc, unii dintre voi încă sunteți în groapa aceea. The Christians in Crete had been there before they were saved. Creștinii din Creta fuseseră și ei acolo înainte de a fi mântuiți. And Paul is writing to tell them that if God has saved them, any of them, all of them, și Pavel le scrie și le spune că dacă Dumnezeu i-a mântuit pe ei, pe oricare dintre ei sau pe toți dintre ei, they must not think of anyone else on the island of Crete or anyone else anywhere to be impossible, a hopeless case beyond redemption. Ei să nu-și imagineze că vreun om de pe insula aceea, Creta, este într-o situație neajutorare, fără scăpare, fără nădejde. Listen to what Paul said to these Christians in Crete in verse 3. Ascultați ce le spune Pavel creștinilor din Creta în versetul 3. At one time we too were foolish, disobedient, deceived, enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. Căci și noi eram odată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. This is a picture of all who are sinners. Aceasta este o imagine a tuturor celor ce sunt păcătoși. Humanly speaking, there was a time in our past when we were impossible. Omenește vorbind, a existat o vreme în trecutul nostru când și noi eram imposibili. And Christians looking at us in our unsaved condition would have said, there is a hopeless case. Și poate creștinii din vremea aceea care se uitau la noi în starea aceea ar fi spus, ăsta este un caz fără de scăpare. But we must never despair of those in our families, or those who are part of our circle of friends, or those who are among our neighbors, who are at this very moment lost. De aceea să nu disperăm niciodată în ceea ce îi privește pe cei din familia noastră, din cercul de prieteni, din vecini care încă sunt pierduți. Think seriously about it. Gândiți-vă în mod serios la lucrul acesta. If God can save us, dacă Dumnezeu a putut să ne mântuiască pe noi, if God can save you, dacă Dumnezeu a putut să te mântuiască pe tine, if God can save me, dacă Dumnezeu a putut să mă mântuiască pe mine, he can save anybody. Atunci poate mântui pe oricine.
there are no hopeless cases. Pentru el nu există cazuri neajutorate, fără speranță. I was reading in a book recently of a man called Staffordshire Bill. Citeam într-o carte nu de mult despre un om numit Staffordshire Bill. Staffordshire is a place in England. Și Staffordshire este un loc din Anglia. And Bill is this man's name who lived there. Și Bill era numele acestui om care locuia acolo. One night he was sitting drinking in a social club. Într-o seară omul acesta stătea la băute într-un club din acesta, într-o crejbă. He was getting more and more drunk. Și era tot mai beat și mai beat. He felt low, hopeless, depressed, down and out. Se simțea așa de căzut, de deprimat, fără nicio speranță. He used to drive a fish cart. Și el obișnuia să conducă o căruță cu care vindea pește. And he would regularly lie drunk among the unsold fish. Și în mod regulat îl găseai lat beat printre peștii nevânduți. But one night he overheard two men speaking, and one said to the other, "I was there last week." Dar într-o seară a auzit doi bărbați vorbind între ei și unul din ei a spus așa, "Eu am fost acolo săptămâna trecută." He was talking about church. Și vorbea despre biserică. And the preacher said nobody was hopeless. Și predicatorul a spus că nimeni nu este lipsit de speranță. There's hope for everybody. Există speranță pentru oricine. So after Staffordshire Bill sobered himself up. Așa că după ce omul ăsta, Staffordshire Bill, s-a trezit din beție, all he remembered of that conversation between those two other men was this: if there's hope for everybody, there's hope for me. Tot ce și-aducea aminte din conversația celor doi bărbați a fost așa: dacă există speranță pentru oricine, există speranță și pentru mine. And as soon as he could, he went and he heard the word of God faithfully preached at that church and he was gloriously saved. Și îndată ce a putut, s-a dus, a auzit adevărul lui Dumnezeu predicat cu credincioșie în biserica aceea și a fost mântuit într-un mod glorios. Now, in this passage in Titus 3, Paul uses 8 words to describe our old life with its vile, twisted, crooked, depraved, sinful nature. În pasajul acesta din Tit 3, Pavel folosește 8 cuvinte pentru a descrie situația noastră de răutate, de păcat, de cădere, o situație fără speranță. He supplies us here with an unsavory picture of a person who desperately needs God's salvation. Și ne prezintă aici o imagine neatrăgătoare a unei persoane nevoie disperată de mântuirea lui Dumnezeu. He puts them in 4 couplets, 4 pictures of 2. Și prezintă această situație în 4 imagini de câte 2 cuvinte. He's telling them what they were like when they were unsaved. Și le spune lor cum arătau ei înainte de a fi mântuiți. He says, "You were foolish and you were disobedient." Le spune, erați fără minte și neascultători. "You were foolish in mind and disobedient in will." Erați fără minte sau nebuni în mintea voastră și neascultători în voința voastră. "You were without spiritual understanding, blind to the truth, ignorant of the spiritual ABCs." Erați morți în mintea voastră, ignoranți în ceea ce privește adevărul și fără a înțelege ABC-ul spiritual. "You were foolish and disobedient." Erați fără minte și neascultători. "You ignored God in your thinking." Îl ignorați pe Dumnezeu în gândirea voastră. "You defied God by your disobedience." Îl disprețuiați pe Dumnezeu prin neascultarea voastră. "You were rebels in your heart and persistent lawbreakers." Erați rebeli în inima voastră și perseverenți în neascultarea voastră. "You were in a frame of mind of shaking your fist at God and telling him to go and get lost." Erați în acea cădere a minții voastre încât îi arătați pumnul lui Dumnezeu și îi spuneați să plece, să dispară.
You were breaking his law and breaking his heart at the same time. Încălcați legea lui Dumnezeu și frângeați inima lui Dumnezeu în același timp. But that's not all. Dar nu e totul. You were also deceived and enslaved. Erați de asemenea rătăciți sau înșelați și robiți. You were deluded, you were led astray, you were walking on the broad road that leads to destruction. Erați amăgiți, înșelați, mergeați pe calea rea care duce la pierzare. You were living as if God didn't exist. Trăiați ca și când Dumnezeu nu există. One commentator tells us that all the verbs here are in the passive tense. Și un comentator ne spune că toate verbele de aici sunt la timpul trecut, diateza pasivă. That simply tells us that all of us before conversion were victims of evil forces that we could not control. Ceea ce arată că noi toți, înainte de convertire, eram supuși unor forțe ale răului pe care nu le puteam controla. We believed the lie of the devil and we were enslaved into living a life of sinful disobedience with all its consequences. Credeam în minciuna diavolului și eram robiți să trăim o viață a păcatelor, a poftelor și a tuturor consecințelor lor. If you want any evidence of the bondage of the will, then here it is. Și dacă vreți o dovadă a robiei voinței, o aveți aici. Held in captivity by Satan and sin to all kinds of passions and pleasures. Ținuți în robie de păcat și de Satana prin tot felul de pofte și de plăceri. Now, personally, I have no difficulty in identifying with this shameful picture. Personal vorbind, mie nu mi este deloc greu să mă identific cu această imagine de aici. And if you surf the net of your own past with all its memories, you will have no difficulty with this passage. Și dacă te-ai uita puțin la trecutul tău în care ai trăit tu, nici tu nu vei avea probleme să te identifici cu pasajul acesta. Foolish? Fără minte? Disobedient? Neascultător? Deceived? Înșelat? And enslaved? Și robit. It doesn't stop there. Dar nu se oprește aici. You are full of malice, he says, and envy. Spune, trăind în răutate sau plin de răutate și pismă. Sin not only distorts our own relationship with God, it affects our relationships with other people. Vedeți, păcatul nu doar că distorsionează și afectează relația noastră cu Dumnezeu, dar afectează și relația noastră cu alți oameni. When things are not right vertically, it's highly likely things will be not right horizontally. Și atunci când lucrurile nu merg bine vertical, de cele mai multe ori nu merg bine nici orizontal. You see this sinfulness and selfishness in the book of Genesis. Și vedem această răutate și invidie sau pismă în cartea Geneza. If you turn from the fall of Adam and Eve in chapter 3, și dacă întoarcem de la căderea lui Adam și a Evei din capitolul 3, to the events recorded in chapter 4 with regards to Cain and Abel, la evenimentele relatate în capitolul 4 cu privire la Cain și Abel, and if you want to keep on reading the story of the human race, și dacă vreți să continuați să citiți istoria rasei umane, you'll see malice and envy. Veți vedea răutate și pismă. What is this malice? It's wishing people evil while envy is coveting what people have got that's good. Ce este această răutate? Este să le dorești oamenilor răul, iar pisma este să invidiezi atunci când le merge bine. And coveting what is good because you're not happy that they've got it and you don't have it. Și să poftești ceea ce este bun pentru că tu nu ai și ei au. But he doesn't stop there either. He says you hated and were hating one another. Dar uitați-vă că nu se oprește nici aici, ci spune vrednici să fiți urâți și urându-vă unii pe alții.
What a jaundiced outlook to have on life. Ce imagine sobră și deprimantă să ai în viață, să ai așa o viață. But this is the great characteristics of a modern self-centered, sinful, secular society. Dar acestea sunt caracteristicile unei societăți moderne care se concentrează doar pe ea însăși. And all of this underlines the need for all of us to experience God's salvation. Și toate aceste lucruri întăresc mai mult nevoia noastră de a experimenta mântuirea lui Dumnezeu. Now, these things we've just been talking about, they may not come out of our lives all the time. Acum, lucrurile acestea despre care am citit aici, poate că nu se văd, nu sunt vizibile în viața noastră tot timpul. They may come out sometimes in more refined ways. Poate că uneori ies la suprafață într-un mod așa mai frumos, mai acoperit. They may not always look like the raw moral ethical sewage that they are. Și poate că nu arată ca niște gunoaie morale așa cum sunt ele cu adevărat. But this is every human being before they are converted. Dar ele caracterizează pe fiecare ființă umană înainte de a fi convertită. This is what we are capable of. Acestea sunt lucrurile de care noi suntem capabili. This is the horrible pit out of which the psalmist tells us he has been dug. Aceasta este groapa aceea, mocirla aceea groaznică din care spune psalmistul că a fost scos. This is the black hole of the unsaved man or woman. Aceasta este gaura neagră, groapa neagră a bărbatului nemântuit și a femeii nemântuite. It's the antithesis, it's the opposite of the two great commandments that summarize the moral law that God gave to Moses. Este antiteza sau opusul celor două porunci morale pe care Dumnezeu i-a dat lui Moise. Which says you shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength and you shall love your neighbor as yourself. Care spun să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Now somebody might be sitting in the seat and they're thinking. Poate că cineva stă pe bancă și se gândește. John, what you have just been telling us is not a picture of all human behavior, is it? John, ceea ce ne-ai spus tu până acum nu este o imagine a comportamentului tuturor oamenilor, nu-i așa? No, it's not a picture of all human behavior, but I'll tell you what it is a picture of. Nu, nu este o imagine a comportamentului tuturor oamenilor, dar să vă spun ce imagine este. It's a picture of all human nature as God sees it. Este o imagine a firilor sau naturilor umane, a tuturor oamenilor, așa cum le vede Dumnezeu. And but for the restraining common grace, but for the restraining hand of God, all of us can sink to these depths. Și dacă n-ar fi fost harul lui Dumnezeu care să ne oprească, să ne răstrângă, dacă n-ar fi fost mila lui Dumnezeu, toți ne-am fi scufundat în aceste adâncuri. So, the past that shames us. Deci, trecutul care ne rușinează. Now we're getting to a much more interesting part. Și acum ajungem la o parte mult mai interesantă. And a much more encouraging part. Și o parte mult mai încurajatoare. The power that saves us. Puterea care ne mântuiește. Paul turns now to consider what we now are as Christians as a result of what has happened to us. Pavel trece acum la ne arăta ce suntem noi ca și creștini ca urmare sau rezultat al faptului că Dumnezeu ne-a mântuit. You know, sometimes when you talk to a Christian and you say, how did you become a Christian? They'll say, oh, I made a decision. Câteodată când te duci la câte un creștin și îl întrebi, tu cum ai devenit creștin? El îți spune, păi, am luat hotărârea. Full stop. Punct. Of course, we all make decisions, but God did something miraculous in our lives.
Bineînțeles că toți am luat hotărârea, dar Dumnezeu a făcut ceva miraculos în viețile noastre. And he tells us what we have become here through the gospel of our Lord Jesus Christ. Și el ne spune ce am devenit noi acum prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos. He tells us what has happened to us when the kindness and love of God our Savior appeared. Ne spune ce ni s-a întâmplat nouă atunci când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni. And he wants us to think about it. He wants us to grab it. He wants us to understand it. Și vrea să ne gândim la aceste lucruri, vrea să le pricepem, vrea să le cuprindem. See, what has happened to us? Vedeți ce ni s-a întâmplat nouă? Well, listen and listen very carefully. Și ascultați, dar ascultați cu multă atenție. He says, God saved us. El spune așa, Dumnezeu ne-a mântuit. We didn't save ourselves. Nu noi ne-am mântuit pe noi înșine. God saved us. He saved us. Dumnezeu ne-a mântuit. El ne-a mântuit. And that's the turning point. That's the definitive moment in the experience of every person who becomes a genuine Christian. Și acesta este punctul de întorsătură, este momentul definitoriu pentru fiecare om care devine o persoană nouă. Salvation is of the Lord. Let me touch on the main issues he mentions in this passage of this so great salvation. Mântuirea este a Domnului și permiteți-mi să ating punctele centrale ale mântuirii pe care el le menționează în pasajul acesta. Here's the first subpoint. Iată primul subpunct aici. The source of salvation. Sursa mântuirii. I've just told you it is God who saved us. Tocmai v-am spus că Dumnezeu este cel care ne-a mântuit. We could never save ourselves by doing this, this and this and not doing that, that and that. Noi nu ne-am putut mântui singur făcând cu tare, cu tare și cu tare lucru și apoi nefăcând cu tare, cu tare și cu tare lucru. It's all down to his kindness and love towards us. Și totul se datorează bunătății lui și a dragostei lui față de noi. This salvation originated in the heart of God. Mântuirea aceasta a pornit și are originea în inima lui Dumnezeu. It's the Father who initiated it. God the Father. Este Tatăl, Dumnezeu Tatăl, cel care a inițiat mântuirea. It's the Son who procured it, God the Son. Apoi Fiul este cel care a câștigat-o, a făcut-o, Dumnezeu Fiul. It's the Holy Spirit who applied it to our lives, God the Holy Spirit. Și Duhul Sfânt a aplicat-o la viața noastră, Dumnezeu Duhul Sfânt. The point to note is that it's the Triune God who saved us from start to finish. Punctul pe care trebuie să-l subliniem aici este că Dumnezeul triun ne-a mântuit pe noi de la început și până la sfârșit. The only thing we contribute to it is our sin. Singurul lucru cu care am contribuit noi la mântuire a fost păcatul nostru. Salvation was God's idea. Mântuirea a fost ideea lui Dumnezeu. It was his gracious will and his perfect plan from before the foundation of the world. A fost voia lui plină de bunătate și planul lui perfect încă înainte de întemeierea lumii. Think of it. Gândiți-vă la asta. He could have threw us onto a rubbish dump, onto a scrap heap, into hell. El ar fi putut să ne arunce la groapa de gunoi, să ne trimită în iad. But he loved us. Dar ne-a iubit. And he came to seek and to save those who were lost. Și a venit să caute și să mântuiască pe cei ce erau pierduți. So think of the source of your salvation. Deci gândește-te la sursa mântuirii tale. But here's the second thing. Think of the ground of our salvation. The ground of our... Al doilea lucru, gândește-te la baza mântuirii tale. It's on the ground of God's mercy, love and grace in the Lord Jesus Christ. Mântuirea este pe baza bunătății, a dragostei și a harului în Domnul Iisus Hristos.
Paul sweeps aside in a few sentences all self-righteous boasting and bragging of any good works that we think we have done. În doar câteva propoziții, Pavel alungă orice laudă de fapte bune, de comportamente, lucruri pe care noi să le fi făcut. Let me tell you what happened to me when I was in Dublin, the capital of the Republic of Ireland, some years ago. Permiteți-mi să vă spun ce mi s-a întâmplat acum câțiva ani când mă aflam în Dublin, în capitala Irlandei. I was passing a church door. Treceam pe lângă ușa unei biserici. Just on the wall, it told me what church it was. Acolo pe perete, mi-am dat seama, am citit ce fel de biserică este. But they also put up their doctrinal beliefs on the wall. Dar tot acolo pe perete erau scrise mărturisirea lor de credință, doctrinele în care credeau ei. And one of the things they had written on the wall was this. Și un lucru pe care îl scriseseră pe perete era acesta. We believe in the ultimate salvation of all men through deeds rather than creeds. Noi credem în mântuirea finală a tuturor oamenilor prin fapte mai degrabă decât prin credință. How deluded can we become? Cât de înșelați putem deveni noi? How sad it is that we sinful people can think such futile thoughts and ideas. Cât de trist este faptul că noi, ca și oameni, putem avea gânduri și idei așa de eronate și de greșite. God's salvation is not to be found in deeds or creeds, it's to be found in the person of the Lord Jesus Christ. Mântuirea lui Dumnezeu nu se găsește nici în fapte, nici în credințe, ci în persoana Domnului Iisus Hristos. In Christ alone. În Hristos și numai în El. Him having been crucified. Doar El a fost răstignit. As we cast ourselves on the mercy of God in the gospel. Atunci când noi venim și apelăm la mila lui Dumnezeu în Evanghelie. So we know where we are at this moment in time, do we? A source of salvation? Deci știm unde ne aflăm în momentul acesta din timp, da? Sursa mântuirii noastre? The holy, holy, holy God. Dumnezeul sfânt, sfânt, sfânt. The ground of our salvation is mercy, love and grace. Baza mântuirii noastre? Bunătatea, dragostea și harul său. Let me stretch your minds a wee bit now. Și permiteți-mi să vă întind puțin mințile, să vi le pun puțin la lucru. The nature of salvation. Și să vedem în al treilea rând natura mântuirii noastre. If you're asked the question, what is salvation, what would you say? Dacă cineva v-ar întreba ce este mântuirea, ce i-ați spune? Well, in general terms, we could say it's a great rescue operation. În termen general, am spune o mare operațiune de salvare. It's God rescuing us from a dreadful condition of depravity and disobedience and defilement. Dumnezeu ne salvează pe noi din acea stare urâtă de depravare, de păcat, de pierzare. It's God forgiving us, it's God cleansing us, it's God transforming us. Mântuirea înseamnă că Dumnezeu ne iartă, Dumnezeu ne curăță, Dumnezeu ne transformă. It's God making us ready for the new heaven and the new earth that will surely come. Înseamnă că Dumnezeu ne pregătește pentru un cer nou și un pământ nou care vor veni cu siguranță. But to be more specific, taking it step by step. Dar ca să fim mai specifici și să luăm lucrurile pas cu pas. It has to do with a work of regeneration. Ea este legată de o lucrare a nașterii din nou. Notice how Paul refers to it, the washing of regeneration. Și vreau să observați cum formulează Pavel lucrurile, spune spălarea nașterii din nou. It's God's radical action within our hearts, we who are dead in trespasses and sins, to make us alive.
Este o acțiune radicală a lui Dumnezeu în inimile noastre, care era morți în greșelile și păcatele noastre, și El ne aduce la viață. And we're so sinful in heart that the only way of salvation is by us experiencing a second birth. Și noi suntem așa de păcătoși în inima noastră încât singurul mod prin care putem fi mântuiți este să avem parte de o a doua naștere, o naștere din nou. Patching things up here and there in our lives will not do. Nu este suficientă o petecire, o reparație a lucrurilor aici și acolo în viața noastră. We need to be born again. Și noi trebuie să fim născuți din nou. Then notice the phrase. It's the washing of regeneration. It's not the regeneration of washing. Vreau să observați expresia spălarea nașterii din nou și nu nașterea din nou a spălării. No amount of water can begin to produce this cleansing in our hearts. Pentru că nicio cantitate de apă nu poate produce această curățire a inimii noastre. All the water in the Arctic Ocean, all the water in the Indian Ocean, all the water in the Atlantic Ocean, all the water in the Pacific Ocean cannot make our hearts clean. Pentru că toată apa din Oceanul Arctic, din Oceanul Indian, din Oceanul Pacific și din Oceanul care l-a ratat, n-ar putea să ne curățească pe noi. It's nothing short of the power of God imparting to us a new life, a new beginning. Nimic altceva decât puterea lui Dumnezeu care să ne aducă o viață nouă și să ne ofere un început nou. Only He can deal with the sinful old life and impart a new life to us that leads on to spiritual renewal. Numai El poate să se ocupe de viața cea veche, să ne dea o viață nouă care să ducă mai departe la o înnoire spirituală. What I'm really saying is, following regeneration, the new birth, comes this mighty renewal that must take place in our lives. Ceea ce vreau să spun este că după nașterea din nou, urmează înnoirea făcută de Duhul Sfânt în noi. And this renewal by the Holy Spirit refers to a gradual, continual work of sanctification until we leave this world for heaven itself. Și această înnoire făcută de Duhul Sfânt este o transformare, o sfințire continuă și graduală până când vom ajunge la Domnul. So, it must be regeneration first. Deci, în primul rând, trebuie să existe nașterea din nou. That leads on to renewal in every area of our lives. Și apoi aduce la înnoire în fiecare domeniu al vieții noastre. And there are no no-go areas for God. Și nu există zone sau domenii în care Dumnezeu să nu poată intra, să aibă accesul interzis. Renewal is like the yeast working itself through the dough. Înnoirea este ca drojdia, ca plămădeala care își face loc prin aluat. It's the changing of us into His likeness from one degree of glory into another in time for eternity. Este schimbarea noastră în asemănarea cu El din slavă în slavă, din timp și până în veșnicie. Oh, but it's not just that. Dar nu doar atât. Paul tells us that salvation, when it comes, is justification. Pavel ne spune că mântuirea, atunci când vine, este și îndreptățire, sau spune că suntem socotiți neprihăniți. This is a great salvation. Și această mântuire este extraordinară. Regeneration, a new birth. Naștere din nou, o viață nouă. Renewal in every part of our lives. O înnoire în fiecare parte a vieții noastre. And at the same time as regeneration happening, God justifies us. Și în același timp când are loc nașterea din nou, Dumnezeu ne și socotește neprihăniți. Justification is the great watchword of the 16th century Reformation. Justificarea sau îndreptățirea este una din marile lucrări ale reformei creștine. When the reformers brought Europe back to the Bible.
că reformatorii în secolul 16 au adus Europa înapoi la Biblie. What does it mean? It refers to God declaring us perfectly righteous in his sight. Ce înseamnă ea? Înseamnă că Dumnezeu ne socotește neprihăniți înaintea lui, în ochii lui. Think of it, even although we are still imperfect sinners, God declared us perfectly righteous in his sight. Gândiți-vă la lucrul acesta, chiar dacă noi încă suntem păcătoși, Dumnezeu ne socotește neprihăniți în ochii lui, înaintea lui. It happens at the same time as regeneration, but it's not regeneration, it's justification. Acest lucru are loc în același timp cu nașterea din nou, dar nu este nașterea din nou, ci este îndreptățirea. Can you see what Paul's doing here? Vedeți ce face Pavel aici? He's piling on one aspect of salvation on top of the other with no thought of the order of salvation. El pune unul peste altul aspectele mântuirii fără ca neapărat să ne prezinte ordinea. He's conveying to us the sheer magnitude and wonder of this salvation in all its length and breadth and depth and height. Și el vrea să ne arate măreția acestei mântuiri în înălțimea, lățimea, lungimea și adâncimea ei. If you want a talking point at a youth meeting tonight after this meeting, talk about the difference between justification and sanctification. Și dacă vreți o discuție la ora de tineret după adunare, vorbiți despre diferența între îndreptățire și sfințire. Sanctification is being renewed in every part and that work goes on forever and ever. Sfințirea înseamnă să fie înnoit în fiecare parte a vieții și lucrarea aceasta continuă, zi după zi, până la capăt. But there are no degrees of justification. Dar când e vorba de îndreptățire, de a fi socotit, aici nu mai există trepte. Once you have been justified, you can't be any more justified or any less justified. Odată ce ai fost socotit neprihănit, nu poți să fii socotit neprihănit mai mult sau mai puțin. If you sin as a Christian, it doesn't make you less justified. If you do good as a Christian, it doesn't make you more justified. Dacă păcătuiești ca și creștin, asta nu te face mai puțin îndreptățit, sau dacă faci bine ca și creștin, asta nu te face mai îndreptățit. So when justification happens, it will never be repeated and it will never be repealed. It's irreversible. Deci îndreptățirea, odată ce a avut loc, ea nu mai poate fi repetată și nu mai poate fi dată nici înapoi, este ireversibilă. It's God declaring you perfectly righteous in his holy sight forever. Ea înseamnă că Dumnezeu te-a socotit perfect neprihănit înaintea lui pentru totdeauna. He's still got to make you perfectly righteous, but he's declared you perfectly righteous. E adevărat că el încă trebuie să te transforme, să te facă un om sfânt și desăvârșit, dar el te-a socotit, te-a declarat deja neprihănit. I must hurry up. Și trebuie să mă grăbesc. The means of salvation now. Vom vorbi acum despre modalitatea mântuirii sau mijloacele mântuirii. All this the Father does through Jesus Christ our Savior. Toate aceste lucrări Tatăle face prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. All three persons of the Trinity are at work in the saving of one person in time for eternity. Toate cele trei persoane ale Trinității sunt implicate în mântuirea unui singur om pentru timp și veșnicie. Paul really wants us to get this. It's God the Father who initiates it. Pavel vrea cu adevărat să pricepem lucrurile acestea, așa nume că Dumnezeu Tatăl este cel care inițiază mântuirea. It's God the Son who purchases it. Dumnezeu Fiul este cel care realizează mântuirea, o cumpără, o câștigă. It's God the Holy Spirit who applies it so personally and powerfully to our life. Și Dumnezeu Duhul Sfânt este cel care o aplică atât de personal la viața noastră. Last of all, under this heading, the goal of salvation. Și în ultimul rând, la punctul acesta, ținta mântuirii noastre. God goes to all these lengths so that we might become heirs of eternal salvation, having the hope of eternal life. Dumnezeu face așa de multe lucruri pentru ca noi să ne facem înădejde moștenitori ai vieții veșnice. So salvation is both a finished work and it's an unfinished work. Deci mântuirea este atât o lucrare terminată, cât și o lucrare neterminată. There's a now to salvation, but there's a not yet
to salvation. Există un acum în ceea ce privește mântuirea și un nu încă în ceea ce privește mântuirea. There's so much more to this in the future. The best is yet to be. Pentru că există așa de multe alte lucruri de, pe care trebuie să le experimentăm în viitor. Partea cea mai bună încă n-a avut loc. But the thing is this, we are the only people on the planet who know this. Dar lucrul important este acesta, că noi suntem singurii oameni de pe planetă care cunoaștem aceste lucruri. We need to tell other people about this. De aceea trebuie să le spunem și altor oameni despre ele. Here's the last point, and I'm going to cut this down to just a few sentences. Și acum ultimul punct al mesajului și îl voi reduce la câteva propoziții. Look at it yourself, the past that shames us. Deci priviți și dumneavoastră lucrurile, trecutul care ne rușinează. The power that saves us. Puterea care ne mântuiește. And the path that shapes us. Și apoi calea care ne modelează. See, God has put us on a track now and he wants us to live as transformed people devoted to good works. Vedeți, Dumnezeu ne-a pus pe o cale nouă acum și vrea să trăim ca oameni transformați, dedicați, devotați faptelor bune. God's people, listen to me, they are good people. Ascultați-mă, copiii lui Dumnezeu sunt oameni buni. They are holy people. Sunt oameni sfinți. They are salt, they are light. Ei sunt sare, sunt lumină. We're on a path that's like a shining light that shines more and more unto the perfect day. Suntem pe o cărare care strălucește și care strălucește tot mai tare și tot mai mult până în ziua finală. Make sure you are like Barnabas. Asigură-te că și tu ești ca Barnaba. Who was he? Cine a fost el? He was a good man. A fost un om bun. Full of the Holy Spirit. Plin de Duhul Sfânt. And full of faith. Și plin de credință. I've got an evening service to go to here in Scotland. Trebuie să mă grăbesc că trebuie să ajung și la programul de seară de aici din Scoția. So I better stop at this point, but I hope you've got the gist of what the gospel really is. Așa că ar trebui să mă opresc aici, dar sper că ați înțeles și dumneavoastră ce este cu adevărat Evanghelia. This is Christmas time. Suntem în perioada Crăciunului. Jesus Christ came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Tell somebody about it. Spune și altora despre asta. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Recording stopped. Amin. Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră. May the Lord bless you too. We are grateful to our Lord for the message. Mulțumim, frate, că v-ați pus la dispoziție. Thank you, brother, for being here for us. Mulțumim celor care au fost noi pe Zoom. And to all those that are with us on Zoom. Timpul de părtășie în Casa Domnului de Maci continuă cu frații tineri de la Codra, Domnul să-i binecuvinteze în programul care au pregătit de slava Domnului. Amin. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, nu de ce veți mânca sau ce veți vrea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare este viața mai mult decât îmbrăcat și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu spune nimic în primare.
și Domnul și Tatăl vostru cel ceresc ne hrănește. Oare nu sunteți voi cu noi mai de preț decât ele? Și apoi cine din care nu ești omul se poate să adauce măcarul? E ce doar? Ce nu îngejurați de îmbrăcăminte? Uitați-vă! Nu din mult timp, dar pe lăți spun. Ei nici nu vor, nici nu țesc. Totuși, vă spun că nici chiar Solomon, toată slava lui, nu s-a îmbrăcat cu omul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe pământ, îți luăm bun, și hază? Și hază? Nu vă va îmbrăca el cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor. Nu vă îngrijorați de azi când ce vom mânca. Hai, să gândi, stai pe care și vă. Sau ce vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri, neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuit de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri se vor da deasupra. Nu vă îngrijorați.